Campania din acest an, cea de 8-a, are ca obiectiv sensibilizarea populației cu privire la importanța adoptării unor conduite antivictimale și antiinfracționale și a implicării în activități cu caracter preventiv. Potrivit reprezentanților IPJ Sălaj, acțiunile au demarat încă de astăzi cu organizarea și desfășurarea unor întâlniri cu comunitățile de rom de pe raza comunelor Hida, Dragu și Bălan pentru prevenirea infracțiunii de lovire și alte violențe, precum și de tâlhărie. Pentru următoarele 3 zile, polițiștii au pregătit întâlniri cu cetățenii și administratorii de firme, întâlniri cu elevii din unitățile de învățământ din mediul urban, dar și întâlniri ale elevilor cu persoane care au fost private de libertate. În data de 1 octombrie este destinată prevenirea infracțiunilor de furturi din locuințe. Vor fi organizate întâlniri cu cetățenii și administratorii societăților comerciale din comunele Surduc și Gârbou. Cu această ocazie vor fi discutate principalele măsuri care trebuie luate atât de cetățeni cât și de comunitatea locală pentru reducerea furturilor din locuințe. Cetățenilor li se vor distribui materiale informative cu recomandări preventive. Pentru data de 2 octombrie s-a stabilit ziua prevenirii delincvenței juvenile, când vor avea loc întâlniri ale polițiștilor de prevenire și proximitate cu elevii din unitățile de învățământ din mediul urban, Zalău și Mleu și Jibou, unde vor fi prezentate cauzele care favorizează implicarea tinerilor în activități infracționale, precum și prezentarea unor filme educativ-preventive menite a dezvolta un comportament preventiv. În data de 3 octombrie, ziua rezervată prevenirii victimizării minorilor, se vor desfășura activități în apropierea unităților de învățământ, împreună cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, pentru identificarea elevilor care lipsesc de la cursuri sau a celor care frecventează localurile de alimentație publică. Totodată, vor avea loc întâlniri ale elevilor cu persoane care au fost private de libertate pentru a împărtăși din experiența lor în ceea ce privește factorii favorizanți în încălcarea legii. De asemenea, ziua de 4 octombrie va fi dedicată siguranței rutiere. În ultima zi, 4 octombrie, ziua destinată siguranței rutiere, se vor desfășura activități de către polițiștii de la serviciul rutier și cei de prevenire pentru identificarea conducătorilor auto care încalcă regulile de circulație. Totodată, polițiștii vor fi prezenți în zona trecerilor pentru pietoni sau în locurile cunoscute pentru traversările neregulamentare, prezentarea unor reguli de prim ajutor în caz de accident în școli prin asigurarea prezenței profesioniștilor de la SMURD și a celor de la Crucea Roșie. Totodată, se va difuza un spot audio pentru prevenirea vitezei excesive, precum și un spot video care va fi difuzat de către posturile de televiziune locale.